Mă bucur că suntem din nou împreună și începem din nou evenimentele noastre. Mă bucur că o să lucrăm din nou împreună, mă bucur că este totul perfect, mă bucur că ne reîntâlnim să lucrăm din nou cu flacăra violet pentru că este nevoie. Așa cum v-am promis că o să reîncepem, da? Evenimentele, după cum vedeți, începem evenimentele noastre, meditațiile noastre, protocoalele noastre, pentru că, într-adevăr, flacăra violet este un instrument care pentru mine personal a dat cele mai multe, mi-a dus cele mai mari satisfacții, a dat cele mai mari rezultate și pe parte de și pe parte de relații, și pe parte de familie, și pe parte de sănătate, și pe parte de afacere, mai ales pe parte de afacere. Dragii mei, mă bucur că suntem împreună. Cei care sunteți pentru prima oară, este posibil să nu cunoașteți foarte multe lucruri despre flacăra violet. Eu o să mai spun două, trei lucruri, o să mai spun așa câteva cuvinte, pentru că nu pot să stau să explic foarte multe lucruri la începutul evenimentului. O să vă mai zic pe parcurs, o să fac și un eveniment gratuit, un curs gratuit despre flacăra violet, bineînțeles și un curs plătit și chiar anul acesta o să vin cu o inovație, pentru că m-ați rugat foarte mult și sunt foarte multe persoane care își doresc să ducă mai departe aceste învățături. O să avem primii mentori în Violet Flame, deci în aceste învățături ale flăcării violet. O să aflați mai multe, cei care doriți să fiți mentor, cei care vă doriți să dați mai departe această informație, să lucrați cu flacăra violet, să aveți mai multe informații și pentru voi și pentru comunitățile cu care lucrați, pentru că aveți cursanți, aveți oameni în grupurile voastre și mi se pare firesc să-mi cereți acest lucru, să mergeți mai departe cu această informație și să o folosiți pentru cei cu care lucrați voi, da? Pentru că e clar, eu nu pot să ajung la toată lumea, nu toată lumea poate să ajungă la mine, dar, bineînțeles, prin voi este important, prin mentorarea voastră, să aflați informațiile pe care eu le cunosc, să aflați cum am lucrat eu, cum mi-am dezvoltat eu business-ul cu ajutorul flăcării violet și chiar vă rog să participați la evenimentul, super evenimentul Anul Sufletului 2023, pentru că aici o să vă spun mai multe lucruri despre business-ul meu. Știu că m-ați întrebat de multe ori și am să vă dau mai multe detalii și chiar am să vă arăt niște, să zic așa, niște mici aspecte oficiale legate de afacerea mea, de firma mea, de compania mea și o să vedeți că într-o perioadă neagră pentru unii, într-o perioadă când multe business-uri și afaceri au căzut și într-o perioadă economică groaznică, unele afaceri au înflorit, deci cine trebuia să crească a crescut și de asta vă invit să veniți la Anul Sufletului ca să aflați mai multe lucruri, da? mai multe secrete. Dragii mei, știți că atunci când lucrăm cu flacăra violet, când lucrăm cu acest instrument extraordinar, această flacără a libertății, a iertării, a compasiunii, a schimbării, a transformării, a transmutării, nici nu știu cum să-i mai spun, a ștergerii karmei, se întâmplă foarte multe lucruri, se răscolesc aceste energii negative, pentru că lucrăm cu o flacără sacră, cu o lumină sacră, care transformă și purifică această karmă, deci acest bagaj karmic, această matrice karmică, care poate să fie negativă, care poate să conțină blocajele noastre, așa cum poate să fie și o karmă extraordinar de frumoasă, de roz și de pozitivă. Motivul pentru care, oferă spațiu, creează spațiul necesar, da, să zic așa, pentru vindecarea oricăror blocaje sufletești, pentru că vreau să vă spun, dragii mei, toate blocajele, indiferent că este vorba de relații, de sănătate și de business, toate sunt la nivel de suflet. Da, indiferent că este vorba de faptul că nu poți să-ți cumperi ceva, să-ți achiziționezi un imobil, o mașină sau o vacanță luxoasă, sunt blocaje la nivel de suflet.
ce se întâmplă în firmă, blocajele din firmă sunt tot blocajele care pornesc de la nivelul tău de suflet. Ce se întâmplă în casa ta, în familia ta, în relația ta, sunt tot blocaje la nivel de suflet. Și bineînțeles că atunci când folosim flacăra violet, se creează spațiul necesar vindecării oricăror provocări și spațiul necesar vindecării acestor blocaje pe care tot le purtăm cu noi, folosind și o facem folosind acest instrument important, proprietățile vindecătoare ale culorii și ale sunetului. Da? Așa cum știm, dragii mei, flacăra violet ne-a ajutat întotdeauna, am lucrat foarte mult, mai ales începând din 2020, atunci când am intrat și când eram în pandemie. Am avut sute de evenimente în 2 ani, peste 400 de evenimente gratuite și poate mulți nu pot să-și dea seama. Da, au fost peste 400 de evenimente gratuite, asta înseamnă că acest instrument funcționează, acest instrument a fost de ajutor și a funcționat pentru zeci de mii de persoane, pentru că prin evenimentele mele, prin aceste webinarii gratuite pe care eu le-am făcut, au trecut zeci de mii de persoane. Și eu nu încerc să conving pe cineva, eu încerc doar să vă aduc anumite informații ca să vă dați seama de imensa putere a acestui instrument care este la îndemâna noastră. Dragii mei, vă rog să distribuiți acest eveniment pe conturile voastre, pe grupurile din care faceți parte, ca tot mai mulți oameni să vină alături de noi la acest prim eveniment de flacără violet. Da, știu că au fost minunate aceste evenimente și chiar o să vorbim în emisiunile viitoare pe care o să le avem. Aș vrea să avem câte o emisiune, da, cât un webinar gratuit pe săptămână cu flacăra violet, să învățăm ce poate să facă flacăra violet, pentru că am avut și multe feedback-uri de la voi, am avut și multe întrebări și am multe întrebări de la voi, mai ales cum putem să folosim flacăra violet. Ei bine, dragii mei, vă rog, distribuiți masiv evenimentul, este ca o plată, să zic așa, o mică plată din partea voastră pentru acest eveniment. Și într-adevăr, da, flacăra violet, cum spune și Gabi, a declanșat, n-are cum, atunci când încep să o folosești, n-are cum să nu declanșeze foarte multe schimbări. Sunt mulți oameni care au început să o folosească și s-au speriat, mulți oameni care au început să o folosească greșit și da, cunosc aceste lucruri, dar încă o dată eu vin să vă spun și să repet lucrul... Da, uleiul de lavandă ajută în aceste seri. Și eu sunt cu cuarțul meu violet, da, cu clusterul meu de ametist alături de mine. Stă chiar pe cărticică, că așa îl țin pe cărticica cu flacăra violet. Dragii mei, în cazul în care mai aveți vreo teamă, în cazul în care mai aveți vreo frică, să știți că nu putem să folosim într-un mod greșit flacăra violet. Chiar dacă ni se pare că am fost ajutați de foarte multe ori și suntem undeva pe cai mari atunci când folosim flacăra violet, să știți că nu o putem utiliza greșit. Chiar dacă dorim să ne facem dreptate în anumite situații și vrem să, zic așa, să condiționăm, să forțăm anumite persoane să acționeze cum ne dorim noi, să lucreze cum ne dorim noi, să se miște cum ne dorim noi, să știți că nu putem obliga pe nimeni cu nimic folosind flacăra violet. Și dacă mai sunt oameni care cred că se poate lucra negativ cu flacăra violet, că flacăra violet poate să facă rău și că lasă că te aranjezi eu cu flacăra violet, că strivite o flacăra violet și te aranjezi eu pe tine și te fac eu pe tine. Ei, cine folosește în aceste moduri flacăra violet sau cine crede în prostia lui cruntă, asta ca să mă exprim ca o doamnă elegant și frumos, în prostia cruntă și întunecată din mintea lui, că poate să facă aceste lucruri cu flacăra violet, este într-o o regretabilă eroare și este orb. Este orb și de ochi și de urechi. Dragii mei,
Da, ca să răspund la unele întrebări care mi-au tot fost puse și semne de întrebare care au fost ridicate, dacă ați reușit să aranjați pe cineva. Ei bine, dragii mei, nu ați aranjat cu flacăra violet. Dacă cineva, mă rog, a pățit ceva, a pățit datorită intențiilor voastre negative și emisiilor voastre și vibrațiilor voastre joase negative, da? Deci nu că ați folosit voi flacăra violet, deci nu aveți cum să faceți rău cu un aspect al Duhului Sfânt. Deci să ne înțelegem. Flacăra violet este un aspect al Duhului Sfânt pe care nu-l poți folosi, nu-l poți folosi greșit. În niciun caz nu poți să folosești flacăra violet ca să faci rău cuiva, să obligi pe cineva să facă ceva, să-i treci peste liber arbitru, să-l manipulezi, așa cum se manipulează cu atâtea tehnici în ziua de azi, așa cum se manipulează prin marketing, așa cum se manipulează prin cursuri, pentru că se vând cursuri de a manipula în afaceri. Și în lumea noastră spirituală se fac cursuri de manipulare. Cum să-i manipulezi pe ceilalți ca să-ți cumpere, cum să-i manipulezi pe ceilalți ca să vină la tine, cum să-i manipulezi pe ceilalți ca să... Deci, cu flacăra violet nu poți să faci aceste lucruri, n-ai cum să faci aceste lucruri. Deci, nu ai cum, cu ceva de vibrație extraordinar de înaltă, nu ai cum să lucrezi pentru mizeriile tale, dacă le gândești și vrei să le materializezi, anumite lucruri urâte. Nu ai cum. Deci nu ai cum să folosești în mod negativ aspectul Duhului Sfânt, unul dintre aspectele Duhului Sfânt. Asta ca să... și dacă vrei să faci rău cuiva, este problema ta că vrei să faci rău și vrei să manipulezi și vrei să aranjezi pe cineva, dar nu ai cum, mai ales voi ca oameni spirituali, voi care sunteți inițiați, sute, poate mii dintre voi care ați trecut prin aceste webinarii ale mele și ați participat încă o dată, da, flacăra violet nu este magie neagră, nu poți să manipulezi și mai ales dacă sunteți Păi sunt oameni care vor să facă rău, care gândesc. Problema mea nu că ei își doresc să facă rău, să manipuleze, să gândească rău. Sunt multe suflete care încă sunt la acest nivel. Toată compasiunea pentru ele. Deci nu asta este problema mea. Problema mea este că mulți oameni încearcă să denigreze acest sistem, încearcă să denigreze această tehnică, spunând că se pot face și lucruri negative. Nu ai cum să faci dacă tu ți închipui că poți să faci ceva negativ cu flacăra violet sau că ai făcut ceva negativ cu flacăra violet, că ai trecut peste liberul arbitru, că ai influențat pe cineva, că ai manipulat pe cineva, că ai reușit. Ei bine, nu cu flacăra violet, ai reușit cu puterea intenției tale negative și urâte, care este poate destul de mare, poate tu ai un câmp mental foarte puternic și bineînțeles că acesta lucrează și exact în zona în care tu te focusezi, adică pe negativ. Da, și poți să faci foarte mult rău, dar nu că te-ai ajutat de flacăra violet. Deci să nu cumva să credeți, să ieșiți din această păcăleală că cineva ar putea să vă facă ceva cu flacăra violet, că cineva ar putea să vă rănească cu lumina Duhului Sfânt, în primul rând că nu poți să aduci împreună aceste două concepte. Intențiile tale negative sunt aici, jos, jos, jos de tot, jos, jos. Și aspectul Duhului Sfânt, flacăra violet, este în alt plan. N-au cum să lucreze aceste două concepte împreună, pentru că sunt în planuri diferite, în dimensiuni diferite și nu se pot atinge. Așa că nu vă mai faceți griji. Da, și m-ați tot întrebat, mi-ați spus zeci de mii de întrebări aici. Da, puteți să ajutați în vindecare, în descoperirea misiunii personale, în tot ce vreți voi. Cum spune și Andrei, a scăpat de amputare, doctorul a spus că nu a văzut așa ceva. Flacăra violet face miracole. Este dovedit, eu
care am citit toate mesajele voastre care au venit de-a lungul acestor 2 ani, mii și mii și mii de mesaje și zeci de oameni, zeci de mii de oameni care au trecut prin aceste webinarii gratuite, deci pentru mine, ce să vă spun, pentru mine la început am fost șocată, am fost mirată, până la urmă am intrat pe un curs normal și credeți-mă, vă spun cu mâna pe inimă, n-am crezut că pot să-mi ridic business-ul, n-am crezut că pot să-mi dublez, să-mi triplez business-ul într-o perioadă când economia a căzut. Și am folosit, când am văzut atâtea răspunsuri pozitive de la voi, pentru că, așa cum știți că sunteți martori, am lucrat pe sănătate la început. Am început cu voi să lucrez pe parte de sănătate și am lucrat câteva luni, 6 luni de zile, am avut webinarii zilnic. Înmulțiți 6 luni cu 30 de zile, cât are o lună. Da? Ca să vedeți câte evenimente gratuite am făcut în 6 luni. În fiecare zi și am văzut puterea acestui instrument. Cu ajutorul vostru, cu răspunsurile voastre, cu feedback-urile voastre, cu miracolele pe care le-ați trăit voi și au ajuns la urechile mele. Și, dragii mei, am început atunci, în acea primăvară de 2020, să lucrez și pe afacerea mea, să lucrez pentru dorințele mele, da? Pentru că mi-am dorit și eu și îmi doresc niște lucruri, așa cum vă doriți și voi. Și da, spune Andreea că s-au lucrat mai mult de 6 luni. Pe urmă am lucrat de 3 ori pe săptămână, începând din sfârșitul lui august, știu, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Din sfârșitul lui august am lucrat de 3 ori pe săptămână în flacăra violet, nu mai lucram în fiecare zi. Oricum a fost o infuzie masivă de lumină violet în tot grupul, în toți oamenii și de asta s-au și întâmplat atâtea miracole. Deci nu avea cum să nu se întâmple și noi suntem dovada clară. Da, chiar au fost mai mult de 6 luni, unii dintre voi poate știți mai bine ca mine, acea perioadă a fost foarte bulversantă, eu m-am tot mutat dintr-o casă în alta, am avut și eu provocările mele în acea perioadă și chiar am reușit să îmi găsesc casa pe care eu mi-am dorit-o foarte mult și care o am acum. Dragii mei, da, așa este. O să discutăm mai mult și despre afacere și o să vă arăt niște miracole pentru mine în business-ul meu în anul sufletului 2023, anul sufletului tău și vă rog să participați la evenimentul din 21 ianuarie. Să ne întoarcem la ale noastre. Mi-aș dori să avem un webinar gratuit în fiecare săptămână, pentru că vom începe și cursurile cu plată. Și da, vom avea un curs despre flacăra violet, un curs mai, să zic, vom lucra la nivel profesional, da? Mai ales cei care, la rândul vostru, aveți de împărtășit ceva, sunteți mentori, predați, inițiați și aveți un business la acest nivel, chiar este bine să treceți prin acest curs, să învățați mai multe lucruri, da, și legat de mentorare, pentru că pot să spun că în acest timp am căpătat o experiență lucrând cu zeci de mii de oameni și lucrând și cu mii de oameni la cursuri plătite, pentru că în 2020, 2021, 2022 au fost aproape 10.000 de oameni la cursurile mele plătite și nu normalizez, da? Eu zic, a fost și munca mea, dar a fost și efectul acestor terapii cu flacără violet. Dragii mei, culoarea violet este cunoscută de secole, este recunoscută ca un instrument foarte puternic, care lucrează pe stările noastre sufletești, care reușește să ne schimbe starea de sănătate, dispoziția, emoțiile, sentimentele,
Așa cum știm, dintre toate culorile, violetul are cea mai înaltă frecvență de vibrație. Și aici vorbesc din punct de vedere științific, da? Pentru că în acest moment și în acest instrument, dragii mei, aici e cea mai bună dovadă că știința se împletește sută în mie cu spiritualitatea. Albastru și roșu ne ajută la vindecare, la creșterea spirituală, promovarea creșterii spirituale, la imaginație, vizualizare, creativitate și mai ales la danaștere, la idei unice. Și așa cum îmi doresc, cum cer eu tot timpul, idei unice, cursuri unice, da? Cu care să vin înaintea voastră. La cursul cuplată de flacăra violet mi-aș dori să participe oameni care au lucrat o perioadă cu mine, care au oarecare experiență. Mi-ar fi mai ușor, deci, să lucrez cu oameni inițiați, oameni care știu, care deja au lucrat, care deja au niște rezultate cu flacăra violet și cursul va fi repetat. Deci nu este nicio grabă și eu zic că aveți timp să lucrați, să integrați flacăra violet, să vedeți cum lucrează. O să dau toate aceste detalii și de preț și de... Vă dați seama că va fi un curs care va dura câteva săptămâni, pentru că trebuie să integrăm destulă informație, sunt lucruri pe care eu nu le-am spus niciodată în public și pe care voi le veți afla la curs, mai ales despre maestrul care patronează, maestrul ascensionat care patronează flacăra violet și anume Saint Germain, cum putem lucra cu el și ce puteți face voi cu el, mai ales că este un maestru ascensionat care, este de foarte mult timp asociat cu flacăra violet. Anul ăsta suntem un an de violet, da, pentru că suntem pe un an de șapte și, bineînțeles, veți afla multe, multe lucruri șocante, ca să zic așa, și bineînțeles veți putea să faceți mult mai multe lucruri tocmai în ideea de a da mai departe și de a împărtăși. Deci nu doar pentru voi personal, pentru cei care vreți și aveți oportunitatea să vorbiți în fața unor oameni, adică să împărtășiți învățăturile din curs, adică mi-ar place să inițiez niște mentori în flacără violet, oameni pe care eu cu care să lucrez, să-i mentorez, care la rândul lor să poată să ducă mai departe aceste informații, pentru că sunt niște informații extraordinare și chiar trebuie să împrăștiem, adică nu pot eu singură să fac acest lucru, trebuie să las aceste învățături cuiva, să le ofer cuiva ca voi mai departe să lucrați cu grupurile voastre, cu oamenii pe care voi îi ajutați, îi adunați și care vin să învețe de la voi, pentru că o grămadă dintre voi aveți niște abilități extraordinare, sunteți buni mentori, buni profesori, aveți niște misiuni nemaipomenite și este păcat să nu mergeți mai departe. Ok, haideți să intrăm și în protocolul nostru de azi. Așa cum am zis de fiecare dată, importantă în lucrarea cu flacăra violet, în munca cu flacăra violet, în efortul pe care îl facem cu flacăra violet, este în meditația cu flacăra violet, indiferent cum lucrăm, că lucrăm decrete, că lucrăm meditații sau folosim alte instrumente mai complicate, importantă este intenția. Da? Atunci, înainte să începem să lucrăm cu flacăra violet, trebuie să avem o intenție, să avem un plan, să avem un proiect, să avem un scop. Bineînțeles că putem să facem... să facem niște lucruri foarte complexe, așa cum am făcut eu un proiect pentru business, pentru afacerea mea care stagna de o bună perioadă de timp și colac peste pupăză, nu mai puteam din cauza pandemiei să țin cursuri așa cum îmi plăceau mie atât de mult în sala de conferințe de la hotel. Mi-era drag să mă văd cu oamenii, mi-era drag să vorbesc în fața oamenilor. Și cine a participat la evenimentele mele în sală știe acest lucru și dintr-o dată, brusc, forțată de împrejurări care nu depindeau de mine și pe care eu nu mi le-am dorit,
am fost nevoită să ajung la oameni numai prin online, printr-un laptop, printr-o cameră, ceea ce pe mine m-a dat peste cap. Ei bine, în aceste momente când eu nu știam cum să fac și cum să continui munca mea cu oamenii, am apelat la acest instrument, în primul rând cu voi, pentru partea de sănătate. Ne-am rugat pentru oameni, pentru România, ne-am rugat pentru toți și am văzând răspunsurile voastre, rezultatele voastre șocant pozitiv, mă refer, am aplicat flacăra violet, am făcut un proiect complex, un proiect de câteva luni, evident, și l-am aplicat și în afacerea mea, în business-ul meu, în munca mea și a explodat. Deci a explodat. E bine, dragii mei, așa că e importantă intenția. Haideți să ne stabilim o intenție. Să stabilim o intenție pentru această seară în care lucrăm și revenim să lucrăm împreună. Nu că eu am lucrat separat, poate tu, poate voi ați lucrat separat, dar știți ce înseamnă când lucrăm împreună cu flacăra violet? Și începem să lucrăm din nou cu flacăra violet. Așa cum știți, înainte lucram miercurea, miercuri, dacă e miercuri e violet, eu zic să păstrăm, nu știu, și în acest an, cât se poate, tot miercurea, să păstrăm, dacă e miercuri, e violet, cu toate că ziua de violet este sâmbătă. Ziua flăcării violet și a razei 7, pentru că avem o rază 7 și o să aflăm mai multe despre această rază 7 și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere al zodiilor și din punct de vedere astrologic, o să aflăm mai multe, să vedeți cât de frumos se îmbină. Și pentru că în weekend e mai complicat, în weekend-uri o să încep să țin evenimentele plătite, cursurile plătite, așa cum ne-am obișnuit deja, vom lucra miercurea, vom rămâne pentru că deja s-a format o formă gând frumoasă și noi ne vedeam tot timpul miercuri și lucram cu flacăra violet. Așa că haideți să ne punem o intenție, una singură pentru această seară. Da, deci vă aduceți aminte și voi că lucram miercurea. Da, tot la 21 va fi. Știu că înainte, atunci, în 2020, lucram chiar la 21:30, ca să fiu eu sigură că intră tot mai mulți oameni, chiar dacă mulți dintre voi adormeau la meditațiile mele. Și eu zic să rămână miercuri, este o zi destul de neutră, nu este nici o zi financiară, pentru că joi avem ziua financiară, ziua de bani, da? Și eu zic să rămână miercuri, pentru că oricum mai am și alte evenimente în celelalte zile, în grupurile plătite, și haideți să ne punem o intenție, da? E vorba de scop, de plan, de proiect, procesul de vindecare al unei răni, al unei relații. Ce vă doriți voi? Puneți-vă o intenție pentru această seară de flacără violet. Chiar violetul este o culoare foarte puternică, să știți, este o culoare de creștere, da? Violetul, așa cum știm, este o culoare regală. Violetul este un simbol pentru regalitate și o culoare de putere, de supunere. Este o culoare de compasiune. Este o culoare de transmutare, da? De transformare. Dar e o culoare de o vibrație extraordinar de înaltă. Acum că v-ați pus intenția,
Aș vrea să vă relaxați, să vă liniștiți. Și să intrăm în meditația noastră, în templul violet, în care vom face protocolul de vindecare, vindecarea tot și a toate cu flacăra violet, pentru că flacăra violet este acel aspect al Duhului Sfânt care poate să vindece orice situație. Orice situație. Închidem ochii, ne liniștim, ne relaxăm. Inspirăm și expirăm profund și ne pregătim să intrăm în minunatul templu violet, templul vindecării, templul materializării, templul împlinirii dorințelor noastre, templul care este reprezentativ pentru anul 7, de vibrație 7 în care am intrat, un an de 7, un an de rază 7, un an de vibrație 7, un an violet. Aș vrea să închideți ochii, să vă liniștiți, să vă relaxați și să țineți ochii închiși pe tot parcursul acestui exercițiu violet, acestei meditații. Chiar dacă puteți să citiți împreună cu mine protocolul, lăsați-mă pe mine să vă conduc în această seară. Și vă rog să vizualizați, să vă imaginați, să vă închipuiți sau doar să gândiți în spatele ploapelor închise. Un minunat templu violet. Lăsați deoparte telefoanele și doar relaxați-vă și permiteți flăcării violet să intre cu toată puterea și să vă acceseze toate situațiile care au nevoie de vindecare. Haideți să dăm la o parte porțile de cristal și să intrăm în templul violet al vindecării, al materializării și al împlinirii dorințelor noastre. Intrăm în acest templu și mergem spre sala de ametist. Sala în care din anul 2020 noi facem împreună protocolul de vindecare cu flacăra violet. Observi aici, în sala de ametist, o mulțime de oameni. Observi multe suflete care au venit alături de tine. Sunt aici toți cei din familia ta, sunt aici prietenii tăi, părinții tăi, animăluțele tale, sunt aici vecinii, colegii, sunt aici chiar și cei care ți-au făcut rău. Sunt aici chiar și cei dragi care au trecut dincolo. Și ei au venit alături de tine în templu violet ca să se vindece, ca să-și împlinească dorințele. Și așa cum tu te vei ruga pentru ei și ei se vor ruga pentru tine, pentru că în templul violet toată lumea se roagă pentru toată lumea. Inspirăm și expirăm profund. Și ascultăm rugăciunea începătoare a protocolului magistrale flăcări violet. În numele puternicei prezențe dumnezeiești, eu sunt din noi. În numele conștiinței hristice, în numele lui Iisus Hristos. Noi toți cei prezenți în această meditație chemăm alături de noi pe Maestrul Saint Germain, pe Maica Maria,
pe Iisus Hristos, pe Arhanghelul Zadkiel, pe Îngerii Violet, acelei de-a șaptea raze a Luminii Lui Dumnezeu. Chemăm toate ființele de lumină, ale celei de-a șaptea raze violet a Luminii Lui Dumnezeu. Vă rugăm să ne protejați, să ne călăuziți și să ne ajutați pe noi și toate sufletele care sunt pe planetă și au nevoie. Vă mulțumim și acceptăm vindecarea tuturor oamenilor prezenți în templu, în acord cu voia Lui Dumnezeu. Tripla protecție de lumină. Iubită prezență dumnezeiască, Eu Sunt din noi, te rugăm, coboară asupra noastră și înconjoară-ne cu raza ta de lumină albă protectoare chemată în numele Lui Dumnezeu. Protejează corpul, mintea și sufletul nostru de toată energia negativă trimisă către noi. Noi chemăm placăra violet să lucreze asupra tuturor oamenilor, până când vom fi liberi și deplin sănătoși în lumină violet. Iubită prezență dumnezeiască, Eu Sunt din noi, te rugăm, coboară asupra noastră și înconjoară-ne cu raza ta de lumină albă protectoare chemată în numele Lui Dumnezeu. Protejează corpul, mintea și sufletul nostru de toată energia negativă trimisă către noi. Noi chemăm placăra violetă, lucrează asupra tuturor oamenilor, până când vom fi liberi și deplin sănătoși în lumina violetă. Iubită prezență dumnezeiască, Eu Sunt din noi. Te rugăm, coboară asupra noastră și înconjoară-ne cu raza ta de lumină albă protectoare chemată în numele Lui Dumnezeu. Protejează corpul, mintea și sufletul nostru de toată energia negativă trimisă către noi. Noi chemăm flacăra violet să lucreze asupra tuturor oamenilor, până că vom fi liberi și deplin sănătoși în lumină violet. Protecția Arhanghelului Mihail. Arhanghele Mihail, te rugăm, vino aici și acum. Arhanghele Mihail, stai înaintea noastră, stai în spatele nostru, stai în stânga noastră, stai în dreapta noastră, stai deasupra noastră, stai de desubtul nostru. Arhanghele Mihail, te rugăm, fii alături de noi, oriunde vom merge și orice vom face. Inspirăm și expirăm profund. Ne gândim din nou la intenția cu care am început această meditație, acest protocol. Și chemăm spirala luminii violet. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară asupra noastră și luminează-ne. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară asupra noastră și eliberează-ne. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară și umple toate celulele corpului nostru. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară și umple toate organele noastre. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru nervos. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru sos. Spirala strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru sos.
spirală strălucitoare a flăcării violet, coboară și umple tot sistemul nostru endocrin. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru circulator. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru respirator. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru digestiv. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru reproducător. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple tot sistemul nostru excretor. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple toate glandele corpului nostru. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple toate situațiile din viața noastră care au nevoie de vindecare. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple toată eternitatea minții noastre. Spirală strălucitoare a flăcării violet coboară și umple toate câmpurile, meridianele și structurile noastre energetice. Flacără violet strălucitoare coboară acum, vindecă omenirea și eliberează. Flacără violet strălucitoare coboară, vindecă planeta Pământ și eliberează. Flacără violet strălucitoare coboară și umple-ne vindecare, iertare, compasiune și iubire. Flacără violet strălucitoare coboară și dizolvă toată karma noastră negativă. Inspirăm și expirăm împreună. Haideți să spunem cu toții. Puternica mantră a flăcării violet. De 9 ori. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea voii lui Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Eu sunt o ființă de foc violet. Eu sunt puritatea dorită de Dumnezeu. Orașul meu este un oraș de foc violet. Orașul meu este puritatea dorită de Dumnezeu. Țara mea este o țară de foc violet.
țara mea este puritatea dorită de Dumnezeu. Planeta Pământ este o planetă de foc violet. Planeta Pământ este puritatea dorită de Dumnezeu. Familia mea este o familie de foc violet. Familia mea este puritatea dorită de Dumnezeu. Inspirăm și expirăm profund. Și atunci când suntem pregătiți, revenim în cameră. Și deschidem ochii. Dragii mei, acesta a fost, să zic așa, o mică parte din ceea ce lucrăm noi, pentru că noi vom face aceste protocoale pentru karmă, vom face protocoale pentru familia noastră, pentru relațiile noastre, vom face protocoale pentru bani, pentru afacere, pentru îmbunătățirea situației financiare, economice. Deci acest protocol, bineînțeles, că poate fi adaptat și eu zic să mergem primele 2-3 săptămâni să lucrăm pentru noi, pentru sănătate, ca să ne întărim corpul fizic. Pentru că atunci când lucrăm și aducem flacăra violetă, aceasta lucrează foarte bine pe celulele noastre, pe cea mai mică parte și particulă din corpul nostru. Și pentru început ați văzut că cu cât lucrăm mai mult pe noi, cu atât se așează și se echilibrează, da? Se adună lucrurile și încep să meargă bine lucrurile din jurul nostru. Dragii mei, protocolul de vindecare cu flacăra violetă, diferite variante și mai multe informații le găsiți în cartea mea, Conexiunea cu flacăra violetă, Secretul și miracolele flăcării violet. Și o găsiți și în magazin, bineînțeles, în magazinul meu. Și aș vrea să aduceți tot mai mulți oameni în grupul nostru, Comunitatea Violet, da? Să fim din ce în ce mai mulți. Aceasta este cartea mea, cartea este însoțită de meditații, aveți meditațiile pe CD, CD-ul este un cadou, da? Care însoțește cartea. Și aveți aici toate meditațiile. Haideți să facem și săptămâna viitoare vom face tot pentru sănătate. Deci este imposibil să nu înceapă lucrurile să se aranjeze. Și bineînțeles că o să începem și în martie, așa cum am făcut și anul trecut, programul gratuit de 33 de zile, cursul meu gratuit, și bineînțeles că anul ăsta va fi la un alt nivel, pentru că voi face și niște videouri, deci nu va fi doar în grup, va fi și cu videouri, ca să vă bucurați mai mult de curs. Și bineînțeles că voi lansa și cursul plătit pentru cei care vor să afle mai mult, pentru cei care vor să treacă la alt nivel al flăcării violet și care vor și ei, la rândul lor, să mentoreze alți oameni. Pentru că asta îmi doresc foarte, foarte mult. Nu uitați, dragii mei, pe pagina mea, în 21 ianuarie, la orele 20, voi ține mega webinarul 2023, Anul Sufletului Tău. O să vă spun mai multe despre mine, despre materializare, despre aceste obiective care tot ni le punem și nu le materializăm, despre cum a ajutat pe mine flacăra violet. Strict o să vă dau niște detalii despre afacerea mea, ca să vedeți că funcționează și merge cu taxe mari și într-o țară în care puțini pot să-și închipuie că un business poate să ajungă pe culmi. Și o să vă arăt acest lucru și vreau să aveți încredere că atunci când lucrezi cu sufletul și te dedici oamenilor, poate nu toți au această menire, dar este importantă intenția cu care îți oferi serviciile, indiferent că ești angajat sau indiferent că lucrezi pe cont propriu. Da, evenimentul va fi înregistrat și
aș vrea să participați, pentru că oricum, dar mă rog, o să vă luați și niște notițe și mi-ar place să, cine nu poate, îl va urmări înregistrat, va fi editat și înregistrat și încărcat pe YouTube, ca toată lumea să aibă acces la el, pentru că va fi un eveniment mai lung, da? Dragii mei, cei care nu sunteți familiarizați cu mine, cu informația mea, vă rog să intrați, să cereți pe adresa mea de mail, vă pun imediat adresa de mail. Ok, v-am pus adresa de mail, anluis.terapeut@gmail.com și cereți înscrierea în grupurile mele. Avem grupul mare, Descoperă Regina din Tine, unde susținem evenimente, avem grupul Comunitatea Violet dedicat, așa cum v-am promis, începem să lucrăm în acest grup. Și avem grupul Astrologia Sufletului, care a întâmpinat o mică sincopă. Deci grupul nou care l-am creat a fost blocat, mi-au fost blocate postările și n-am mai putut să postez la un moment dat. Am vrut să fac niște postări în această zi și ieri și n-am mai putut. Probabil că cineva m-a raportat, cine știe, nu știu, nu vreau să gândesc rău de nimeni, dar am trecut pe un alt grup mai vechi. Am luat toată informația din grupul care era mai nou creat și am transferat-o și acum să știți că așa arată. Deci cei care ați apucat să intrați, vă rog să treceți în acest grup Astrologia Sufletului, Astrologia Ezoterică, pentru că o să învățăm foarte multe lucruri. Și acesta este un grup mai vechi care a fost transformat și aveți toată informația, nimic nu s-a pierdut, s-a muncit astăzi și s-a trecut toată informația în acest grup. Și cereți intrarea în acest grup, Astrologia Sufletului, Astrologia Ezoterică. Vă așteptăm cu mare drag în magazinul nostru, aici găsiți toate cărțile mele și chiar o să, pentru că m-ați tot întrebat de curs, că n-am repetat în 2022, n-am făcut cursul Transformă-ți viața prin vizualizare, o să reiau acest curs și, bineînțeles, nu vor mai fi două module cu 6-7 ore intensiv, vor fi câteva săptămâni de curs și vom face și în acest an cursul Transformă-ți viața prin vizualizare. Și, bineînțeles, găsiți în magazin toate cărțile scrise de mine și la o parte dintre ele, anul acesta vom avea și cursuri, cum va fi și cursul de Ho'oponopono, da? Toate de specializarea de mentor Ho'oponopono. Ce să vă spun, vă aștept cu mare drag în grupurile noastre ca să lucrăm, să practicăm împreună, să muncim împreună și să ne bucurăm împreună de magia magia flăcării violet. Da, pot să spun că e un curs frumos, este un curs complex, așa? Și vă aștept cu mare drag, deci nu uitați, încă o dată vă dau adresa mea de mail, cei care să treceți, da, în noul grup Astrologia Sufletului, pentru că cel vechi îl vom închide. Nu știu ce s-a întâmplat și o să începem să lucrăm, deci vom lucra în aceste trei grupuri. Descoperă Regina din Tine, Comunitatea Violet și Astrologia Sufletului, Astrologia Ezoterică. Ok, dragii mei, o seară frumoasă și binecuvântată. Nu uitați să vă pregătiți pentru webinarul din 21 ianuarie. Vom fi de lună nouă, vom face acest webinar gratuit. Nu, cartea Flacăra Violet nu este în format PDF, este... Și nu putem să o trimitem decât în comunitate, da? Doar știu că cineva din Anglia mai cumpără cărțile mele și le vând și ei, dar nu știu ce site este, dar noi trimitem doar în comunitate, deci doar în toate țările din comunitatea europeană, fără nicio problemă. Și vă aștept cu mare drag la evenimentul anului, da? 2023, anul sufletului tău. Ce să vă spun, o seară frumoasă și binecuvântată, să fiți binecuvântați cu lumina violet, cu flacăra violet și haideți să... Da, uite ce spune Elena, căutați pe Facebook grupul Casa cu Cărți, da, și puteți să le cereți. Și ei lucrează, ei comandă la mine câte cărți au nevoie ca să plece în Anglia.
Să începem să ne rescriem viața cu flacăra violet, pentru că mulți dintre voi ați făcut-o, da? Ce nevoie aveți pentru webinarul din 21? Să aveți ceva de scris, da? Și să fiți cu inima deschisă și cu mintea deschisă, pentru că o să aflați multe lucruri noi legate de materializare, da? Ok, dragii mei, vă aștept să lucrăm împreună, să mergem în continuare împreună, vă aștept și săptămâna viitoare. Vă pun încă o dată adresa de mail. Gata. I-am scris-o, anluis.terapeut@gmail.com și o să primiți link-urile pentru înscrierea în aceste trei grupuri. Chiar a fost o minune în această seară. Am avut la un moment dat și am reușit să salvez și chiar o să postez. Am fost 707 în acest eveniment și nimic nu e întâmplător. O seară frumoasă și binecuvântată și așa cum vă zic mereu, Dumnezeu coboară în orice casă, în orice minte și în orice suflet curat. Numai bine, ne revedem miercuri și nu uitați că pe 23 avem transmutarea karmică violet a fiecărei luni. Mergem în continuare cu ea. Numai bine!